și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. S-au finalizat lucrările la școala Ciprian Porumbescu. Un târgovnean de 66 de ani a încălcat ordinul de protecție. Onești, gala învățământului și gala sportului cu bani din sponsorizări. Luni 4 martie, la prima ora dimineții, a avut loc începerea activității în cadrul școlii Ciprian Porumbescu, ale cărei lucrări de reabilitare și modernizare au fost recent finalizate. Evenimentul a debutat cu un scurt istoric al școlii susținut de director. Mulțumim din suflet tuturor pentru participarea la acest eveniment major, istoric, am putea spune, pentru învățământul și pentru comunitatea comuneșteană. Istoric pentru că un astfel de eveniment are loc odată la câteva zeci de ani. Dacă ar fi să facem un minimalist istoric, prima atestare a unui locaj de învățământ din Comănești are loc în anul 1866. Din acel locaj de învățământ a luat ființă școala numărul 1 Comănești. Apoi, între anii 1960-1970, școala a funcționat în clădirea Palatul Ghica, cea din spatele nostru. Apoi, în anii 1970, școala numărul 1 Comănești beneficiază de un local nou, propriu, modern și spațios, o clădire cu parter și două nivele. Personal, eu am făcut grădinița la Palatul Ghica, deci am prins acele vremuri, apoi a fost elev în noua școală în anii 70, apoi profesor în anii 90, deci am petrecut peste 50 de ani în această școală. Continuăm tot cu puțină istorie. În mai 2011, cu prilejul aniversării a 145 de ani de la înființarea primei școli din localitate, a avut loc festivitatea de premiere. Nu, scuzați-mă, festivitatea de schimbare a denumirii din școala generală numărul 1, în școala cu clasele 1-8, Ciprian Porumbescu Comănești, sub bagheta domnului director de atunci, Constantin Anastasiu, și bineînțeles, acompaniat, bineînțeles, de domnul primar Viorel Miron. Astăzi, cu mare bucurie și emoție, ne aflăm aici pentru a marca evenimentul deschiderii școlii noastre după un an de proces intensiv de reabilitare. Suntem mândri să vă prezentăm o școală complet renovată, care strălucește și strălucește în lumina învățătorii. Elevii noștri vor beneficia de cele mai bune condiții pentru a-și desăvârși educația. Avem cele mai bune și moderne dotări. După cum vedeți, în dreapta mea, un corp de clădire complet nou, dotat cu lift, băi, sală de ședințe, apoi în spate clădirea veche, între ghilimele, pentru că totul este absolut nou, care beneficiază de clase cu echipamente informatice de ultimă generație, laborator de informatică ultradotat, baza sportivă din spatele dumneavoastră dotată cu teren sintetic, cu nocturnă, curtea beneficiază de această suprafață cu ratan și așa mai departe. Dar nu vă voi dezvălui toate acestea ca să aveți surpriza să mai descoperiți și dumneavoastră câte ceva. Primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a ținut să precizeze că proiectul de reabilitare a fost depus încă din 2018, dar lucrările efective au început anul trecut când s-a primit finanțarea. Iată că a venit și ziua cea mare în care reușim să zicem așa că inaugurăm, dar nu este astăzi inaugurarea principală, pentru că astăzi doar începem școala, aici ne mutăm în școala pe care am renovat-o în timp de, aș putea spune, mai puțin de un an de zile. Lucrările au început pe 2 februarie 2023
și școala este gata din la sfârșitul decembrie, să știți. Dar au mai fost anumite lucrări de intervenit și de finalizat. Nu vă mai spun de echipamentele școlare, bănci, tot felul de dulapuri și alte catedre, tot ce înseamnă mobilier școlar și dotări, IT și tot ce înseamnă videoproiectoare, table inteligente și toate celelalte. Și toate acestea au fost terminate, de fapt, de vreo lună de zile. Noi suntem pregătiți să ne mutăm în școală, dar dacă nu exista domn director, poate o mai lungeam, dar domn director ne-a spus că este necesar să ne mutăm cât mai repede, pentru că copiii sunt cei care suferă, mergând în locații diferite, în diverse colțuri ale orașului, de la Vermești, Zăvoi și microbuzul crea probleme. Vreau să vă spun că acest proiect este din 2018, foarte scurt vreau să trec în revistă chestia asta. Din 2018 proiectul este depus pentru a fi evaluat, pentru a câștiga. Am semnat contractul de finanțare în 2021. În 2021, deci din 2018 până în 2021, au fost evaluările. Atunci a fost declarat câștigător. În 2022, după semnarea contractului, s-a făcut licitație pentru proiectare. A durat un an de zile licitațiile și proiectarea. Și în 2023, pe 2 februarie 2023, s-a semnat contractul de execuție. Ca să vedeți, dumneavoastră, etapele prin care trece un proiect. Mulți spun, doamna, ce acum, că e târziu, că vine campania, că altfel nu o făcea școala. Dacă era vorba de campanie, să știți că o făcea pentru campania din 2020, nu pentru 2024. Dacă tot vrem să facem afirmații. Dar astea sunt alte chestii. Sunt speculații electorale, ca să zicem. Valoarea proiectului în 2018 a fost de 107 miliarde lei vechi. După toate devalorizările care au apărut în timpul pandemiei și tot ce s-a întâmplat, știți cu toții, valoarea a crescut până la 160 de miliarde lei vechi. Din care trebuie să punem doi de la bugetul local, 36 de miliarde lei vechi. Un alt amănunt care este important, dotările școlii, numai dotările interioare, ce înseamnă bănci, echipamente IT și tot ce înseamnă mobilier interior, se duc în jur, aproape în jur de 20 de miliarde lei vechi. La eveniment a fost prezent și prietenul Comăneștiului, ministrul Băcăuan al Mediului, Mircea Fechet. Dragi copii, să știți că acum aproape o oră mi-am lăsat și eu 2 din cei 3 copii în fața școlii. Mi-am luat rămas bun de la ei, m-am asigurat că n-au uitat mărțișoarele acasă și am venit aici, la Comănești, să mă bucur alături de dumneavoastră de această zi extrem de importantă. Nu doar de primăvară ne bucurăm astăzi, dar abia aștept să intru în această școală care sunt convins că arată la fel de bine înăuntru precum arată afară. Când domnul primar Viorel Miron m-a invitat să fiu prezent astăzi aici, m-am bucurat extrem de mult. Pentru că tot particip prin județ, ba la inaugurări de drumuri, ba la inaugurări de poduri, ba la inaugurări de cămine culturale, însă atunci când mi se arată o școală, atunci când mi se arată o grădiniță, atunci când știu cât de mult muncesc primarii și țin să-i mulțumesc domnului primar Miron pentru efortul pe care îl face, știu cât de importante sunt investițiile în generațiile următoare. Spun asta nu doar în calitate de ministru sau de deputat, o spun în calitate de părinte, de tată, pentru că tot ceea ce fac în fiecare zi, fac gândindu-mă la copii, gândindu-mă la ceea ce rămâne în urma noastră. Așadar, am citit odată un studiu care spunea că într-o școală modernă, copiii învață mai bine. În preambulul ghidului de finanțare pentru eficientizare energetică, asta scria, că dacă copilului nu e prea cald, nu e prea frig, probabil performanța lui școlară va fi mai bună. Și atunci când astfel de investiții sunt finanțate din fonduri europene, adică nu împovărează bugetul local, este cu atât mai bine, pentru că avem un dublu câștig.
Așadar, încercând să mă încadrez în cele 3 minute pe care mi le-a acordat domnul primar, mulțumindu-i încă o dată pentru această invitație și profitând să spun că sunt mândru că mi-e prieten și că mi-e coleg, abia aștept să intrăm în școală pentru a vedea împreună cât de bine s-au organizat autoritățile locale. O primăvară extraordinară și mult succes la învățătură! Ca fost elev și colaborator al unității de învățământ, subprefectul Narcis Jitaru a transmis un mesaj atât elevilor cât și cadrelor didactice. Mi-aduc aminte că din 2005, când m-am angajat la primăria din Comănești, an de an veneam cu domnul primar la începutul anului școlar sau la sfârșitul anului școlar și împreună cu dumneavoastră participam cu toții la festivitatea de deschidere sau de început de închidere anului școlar. Și ca și dumneavoastră, cel puțin cadrele didactice, nu aveam un gust prea plăcut când ne situam în acest perimetru. Astăzi, cred că și dumneavoastră și eu am tras o concluzie. Oare suntem la școala Ciprian Porumbescu? Că eu cred că am greșit locația. Dar vom vedea mai târziu, după ce o să vedem dotări și toate celelalte și sigla, la care, apropo, atunci când ați inaugurat sigla și eu am contribuit. Eu am făcut-o, sigla cu Ciprian Porumbescu. Domnul director știe. Mă bucur foarte mult pentru ceea ce văd acum și vă promit ceva. Nu de mult am început o reconversie profesională și văzând câte proiecte frumoase face domnul primar Viorel Miron pentru educație aici în orașul Comănești, unde m-am născut și eu, am zis că dacă politica îmi va face pas, că nu știi niciodată, mă voi face cadru didactic. Și aviz colegilor din sistem, poate într-o zi o să predau și eu la această școală, alături de dumneavoastră, pentru că, așa cum știți, de ani de zile am fost și eu alături de copiii din școlile din orașul Comănești, alături de profesori, în tot felul de evenimente. Sper să ne regăsim sănătoși în orice ocazie ar fi, pentru că această școală este exemplul, în primul rând, al devotamentului administrației locale pentru viitorul copiilor. Iar domnul primar și toată echipa din primărie, unde și eu am lucrat, de altfel, am încercat zi și noapte să găsim soluțiile cele mai bune ca și copiii, și cadrele didactice, și mai ales părinții să fie mulțumiți de mediul în care vor crește viitorul. Viitorul sunt copiii din fața noastră. Felicitări tuturor, felicitări domnului primar și mult succes în continuare! Deputata din partea PNL, Cătălina Ciofu, a ținut să încurajeze pe elevi în aprofundarea studiilor pentru a deveni cu succes generația care va prelua ștafeta. Sunt cu adevărat onorată să vă revăd în acest cadru, pentru că și eu am fost elevă acestei școli, în clasele primare, din clasa 1 până în clasa 8-a. Sunt uimită de ce văd, e chiar de nerecunoscut acest loc. Niciodată nu ne-am bucurat de un astfel de teren de sport, nu mai zic de condițiile din sală de clasă. Părinții voștri, dragi copii, vă pot confirma aceste lucruri. Cu siguranță, o mare parte dintre ei au fost elevii acestei școli. Trebuie să vă bucurați cu adevărat de aceste condiții de învățare și să vă ambiționați să învățați cât mai bine. Poate că nu o să vă fie chiar atât de drag să veniți mereu la școală din vari motive, dar cu siguranță nu din cauza confortului pe care vi-l oferă sălile de clasă. Vă felicit, domnule primar, și întreaga echipă pentru efortul depus. Eu nu cunosc să fie astfel de condiții în altă unitate de învățământ din județ. Lift în școală, nu știu dacă există, le numărăm pe degete, poate în România, în școlile generale. Așadar, trebuie cu adevărat să apreciați efortul depus pentru a avea aceste condiții. Vă urez mult succes, o primăvară frumoasă și să fiți mereu așa înfloritori ca în această perioadă, atât în viața profesională, cât și în particular. Mult succes! Polițiștii din stațiunea Târgu Ocna au reținut un bărbat de 66 de ani din localitate, bănuit de săvârșirea infracțiunii încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. Cel în cauză a fost introdus în arestul IPJ Bacău. Din cercetări a reieșit faptul că pe 1 martie, în jurul orei 10, bărbatul a revenit la domiciliul mamei sale de 89 de ani, acest lucru fiindu-i interzis prin ordinul de protecție emis de judecătoria Onești. După administrarea probatoriei
masturbatorului, bărbatul a fost reținut de poliție și introdus în arestul IPJ, ulterior fiind prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordin de protecție. Uneștiul se pregătește de două evenimente de excepție. Este vorba de Gala Învățământului și Sportului, evenimente care vor aduce în prim plan excelența și dedicarea tinerilor din comunitate. Joi 14 martie de la ora 10 se va desfășura Gala Învățământului, iar vineri 15 martie la aceeași oră Gala Sportului. O noutate importantă în acest an este abordarea legislativă care nu mai permite premierea olimpicilor național și internațional din bugetul local pentru participare. Cu toate acestea, organizatorii au găsit o soluție ingenioasă prin implicarea sponsorilor, evidențind susținerea comunității față de excelență. Două firme locale din Onești s-au angajat să asigure contravaloarea premiilor, însumând aproximativ 60.000 de lei. Gestul lor generos nu numai că onorează realizările tinerilor olimpici, dar subliniază importanța parteneriatului între sectorul privat și educație. Locul de desfășurare al evenimentelor este Cinema Capitol și promite să aducă un aer special și o atmosferă de sărbătoare, unde elevii și sportivii vor fi aplaudați pentru eforturile lor remarcabile la scenă deschisă. Este un prilej de bucurie și mândrie pentru întreaga comunitate care se mobilizează pentru a recunoaște și încuraja viitorul promițător al tinerilor talentați. Gala Învățământului și Sportului din Onești devin un astfel de manifest al solidarității și susținerii pentru excelență, cu speranța că aceste evenimente vor continua să inspire generațiile viitoare. Bine, știți, acest proiect a demarat în anul 2013 cu premierea olimpicilor, din care ne amintesc, în 2012. Este un proiect de suflet pe care l-am inițiat la acea vreme, care an de an a fost îmbunătățit, iată că și astăzi, în urma constatărilor că au apărut între timp alte olimpiade, alte, chiar și alte materii, aici mă refer la limba rusă, care n-a fost prinsă în regulament, astăzi îmbunătățim acest regulament. Împreună cu directorii instituțiilor de învățământ am stabilit data realizării Galei Învățământului. Va fi pe 14 martie la ora 10 la Cinematograful Capitol. Profit de această ocazie pentru a vă invita să fiți prezenți, să-i aplaudăm la scară deschisă pe cei care într-adevăr... Da, merită... nu te pleca, că e un discurs care eu l-ascult și așa. Da. După cum știți, am discutat pe tema premierilor în urmă cu o ședință, când am vrut să modificăm regulamentul, numai că atunci l-am retras pentru că nu puteam schimba regulile jocului în timpul jocului. Nu avem legislația în acest an, nu ne permite să acordăm premii la participanți, doar pentru participare, ci doar pentru distinții. Între timp, așa cum am promis în acea ședință, am identificat sumele necesare din sponsorizări pentru a ca acești tineri meritoși să primească ceea ce merită, atât ei, cât și cadrele care le-au instruit, vor primi premii exact conform vechiului regulament și actualului regulament, care nu poate fi aplicat sumele din regulament. Profesorii vor primi jumătate din suma care se acordă elevului. De asemenea, profesorii vor cumula premiile dacă au mai mulți elevi. Aceste premii extra, care nu vin din bugetul local, ci din sponsorizări, se ridică undeva la 60.000 de lei. Bani care vor fi acoperiți, după cum v-am spus, din sponsorizări. Mulțumesc. Încă un lucru foarte important. Pe data de 15 a fost stabilită Gala Sportului Oneștean. De asemenea, vă invit să fiți alături de sportivii noștri, cei care aduc plus valoare comunității noastre și ne reprezintă atât de frumos la nivel chiar și mondial. În curând. Unde are loc Gala Sportului? La tot la Cinematograf Capitol, tot la ora 10, numai că este pe data de 15, am stabilit, prima dată am stabilit cu directorii, aș fi vrut să le facem în acea zi
Dar din discuțiile cu doamna Ingrid, doamna director Ingrid, a spus că vine mai ușor pentru sportivi să fie vineri gala și atunci am rupt-o în două zile. Va fi joi, va fi pe 14 gala învățământului Oneștean și vineri pe 15 gala sportului Oneștean. Mulțumesc și le mulțumesc sportivilor și elevilor pentru cinstea care o aduc comunității noastre și le urez mult succes în continuare. De altfel, în cadrul ședinței Consiliului Local, consilierul liberal Elena Pașcua Păvăloaie, președinta de ședință, i-a sugerat primarului Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, să ia în calcul premierea doar cu diplome a elevilor participanți la concursurile școlare similare olimpiadelor. Și eu un piculeț cu o sugestie, chiar dacă nu avem prins în regulament acum, sper ca anii viitori să reușim să facem o modificare sau în perioada imediat următoare să reușim să facem o modificare, în așa fel încât să putem premia și copiii care participă, dar și pe cei care au distinții la concursurile școlare naționale și internaționale, pe lângă olimpiade. Și acum urmează dumneavoastră să apreciați, aș sugera ca la evenimentul pe care îl faceți pe data de 14 martie, măcar câte o diplomă, în urma discuțiilor pe care le veți purta cu conducerile școlilor, să dăm câte o diplomă pentru participare la aceste competiții, adică să se simtă și copiii aceia bine și să fie aplaudați de părinți, pentru că au depus totuși un efort, chiar dacă n-au luat premii, n-au luat premiile 1, 2 și 3, cred că și participarea e foarte importantă și mai sunt și copii care au luat distinții la concursuri naționale, concursul Ana Blaneliana, spre exemplu, care e un concurs renumit la nivel la limba și literatura română. Cred că în urma discuțiilor pe care le-ați purtat cu directorul am putea face și câte o diplomă ca să recunoaștem meritele acestor copii. Primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a explicat că a purtat deja discuții cu directorii unităților de învățământ despre situația semnalată. Am avut discuții cu directorii inclusiv pe această temă. Într-adevăr, la gimnazial anumite materii nu au olimpiade, ci doar concursuri. Singura problemă este care urmează la propunerea tot la fel reprezentanților instituțiilor de învățământ să vedem care concursuri sunt echivalentul olimpiadei, pentru că se fac foarte multe concursuri. Acum sunt zeci de concursuri. Sunt pe o materie 5, 6, 7, 10 concursuri. Trebuie să vedem care este finanțată și care ține într-adevăr locul. De exemplu, știu, eu sunt direct implicat, fiica mea merge la un concurs de biologie care e cumva olimpiada, dar este concurs. Și știu situația, o vom reglementa cu siguranță și trebuie să o reglementăm cât se poate de repede, pentru că după aia nu mai putem schimba, o să ne, la anul ne trezim, sau la finalul anului ne trezim în aceeași situație și nu, că nu mai putem. Am avut discuție cu reprezentanții instituțiilor de învățământ și imediat în perioada următoare aștept propunerile din partea directorului să ne spună care este exact concursul pe care înlocuiește olimpiada, pentru că nu putem să înlocuim olimpiada și acești concursuri. Și acelor copii să nu facă distinție și să-i dacă cu siguranță, da? Și aplaudăm, cred că cu siguranță, da. Normal ar fi fost într-adevăr să-i și premiem, dar am fost la scâne pregătite cu treaba asta și dar o vom reglementa, așa cum am spus, de la an la an am încercat să îmbunătățim, să eliminăm erorile și să fie această premiere cât mai corect făcută și să acopere într-adevăr toți elevii meritoși. Mulțumesc! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 5 martie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 10 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius. Miercuri, 6 martie, vremea se menține rece, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei nu va trece de 11 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.